Iubiți frate și soră, suntem din nou împreună la Casa Domnului și ne bucurăm să fim aici. Vom cânta o cântare care ne spune în această dimineață despre faptul că Dumnezeu este Creatorul nostru, dar de cealaltă parte, El este olarul inimii care știe și cunoaște totul ce este în ea. Veniți să stăm ridicați, să cântăm înainte Marelui nostru Dumnezeu care ne-a creat o făptură așa de minunată, cum zicea Salmistul. Și cântăm, cântă inimă și spune marea minune la toată lumea de dragostea Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că și în dimineața aceasta Domnul a prelungit firul vieții noastre și în dimineața aceasta a îndreptat pașii noștri, locul acesta, unde să putem spune marea minune a Domnului nostru. Care a fost minunea? Pentru că atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară și să aibă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că în dimineața aceasta
Țin să cred că numai aceia sunt adunare care cred în lucrul acesta, adică cred în jertfa Domnului Iisus Hristos. De altfel, de ce am fi venit la adunare? Dar pentru că credem că Domnul Iisus Hristos este viu și în dimineața aceasta este locul acesta, așa a promis, de aceea ne-am adunat să lăudăm pe Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul Iisus Hristos să ne ierte. În Psalmul 40, la versetul 16, spune cuvântul Domnului să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, slăvit să fie Domnul. În dimineața aceasta doresc ca să venim, dacă am venit în locul acesta, să-L căutăm pe Dumnezeu. Poate vine și cel rău și ne aduce în gând că de lucru de ieri sau alte probleme sau ceva nereguli care cumva îi se par în biserică, nu-s bune, Dumnezeu să lăture toate și în dimineața aceasta să ne veselim și să ne bucurăm, că așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, trebuie să te veselești și să te bucuri, slăvit să fie Domnul. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică, fără încetare, mărit să fie Domnul. Iubești mântuirea lui Dumnezeu, iubesc, hai să spunem și noi, mărit să fie Domnul. El a dat mântuire, El a făcut lucruri mari pentru noi, așa ne-am obișnuit în fiecare duminică aici, fiecare dată venim, dar Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar de mare, care nu-L pricepem pe deplin nici acum. El și-a trimis pe Fiul Său pe acest pământ ca să ne răscumpere de păcat și să ne ierte. De aceea, în prima parte a rugăciunii, îi mulțumim lui Dumnezeu că încă suntem aici și rugăm ca El să ne binecuvinteze, să ne putem bucura atunci când Îl căutăm. Și a doua parte, să ne rugăm ca El să ne ierte, era cu neputință, poate în săptămâna care a trecut, să nu calci strâm, te gândești, eu așa îi spun la Dumnezeu, zic, Doamne, Tu ești Dumnezeu, eu sunt om. Și de acolo încep să mă rog. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E foarte mare diferență și este foarte greu să nu calci strâm înaintea lui Dumnezeu într-o săptămână, eu știu încă, Dumnezeu să ne curățească. Și la Psalmul 41, la versetul 4 zice, eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul că am păcătuit. David avea sufletul rănit, avea sufletul bolnav și de aceea nu zice aici, iartă-mă, zice, vindecă-mi sufletul că și-am păcătuit. Dumnezeu să ne dea așa un fel de căință interioară, să credem și noi, suntem răniți, dacă am făcut ceva ce ne-a plăcut Domnului, să ne simțim așa lăuntru nostru ca o rănire. Doamne, sufletul meu vin rănit înaintea Ta, te rog, vindecă sufletul meu. Dacă vrei să pui Proverbe 28:4, acolo iară cuvântul Domnului ne arată cam ce am făcut săptămâna trecută. Zice că cei ce părăsesc legea, laudă pe cel rău. În caz că nu-L urmezi pe Dumnezeu, Dumnezeu zice că sunt două căi. Ori iubești pe unul și urăști pe altul, ori îl urăști pe altul și iubești pe ăla. De aceea, dacă am părăsit legea, cuvântul Domnului e lege pentru noi. Dacă am părăsit cumva cuvântul Domnului, s-ar putea să fie lăudat pe cel rău. Dar zice, cine păzește lege, se mâne pe el. Cuvântul Domnului, mi se pare la Galatei, nu ne dă voie să n-apună mânia noastră, să nu ne mânâim prea mult unul pe altul, dar aici ne lasă ca să ne mânâim. Ne-am mânâiat pe cel rău dacă am făcut lucrarea Domnului, dar dacă am greșit, așa cum stăm în picioare, cerem sângele Domnului ca fiecare să fie iertat, fiecare să fie curățit și Dumnezeu să ne dea un duh de închinare și în dimineața aceasta toată slava, cinstea, onoarea să fie lui Dumnezeu Tată, numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt și prin noi toți. Amin. Intrăm în rugăciune și ne rugăm Domnului.
Stăm jos și cântăm o cântare. Să fie Dumnezeu, Cel care, așa cum am cântat în această dimineață, a murit sus pe dealul Golgotei, ca noi azi să fim aici iertați, eliberați și mai presus de aceasta să avem viață veșnică cu El. Numele Lui să fie slăvit pentru aceasta. Aș vrea în această dimineață, în a doua rugăciune, să ne rugăm într-un mod deosebit pentru cei nemântuiți.
Am considerat de multe ori că poate este cea mai importantă rugăciune a noastră. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus, așa cum am cântat și în această dimineață, să dea mântuire. Noi ne bucurăm de Harul Lui, ne bucurăm în această dimineață, ne bucurăm de viața și de veșnicia care El a pregătit-o, dar sunt atâția oameni care n-au nicio speranță, n-au nicio bucurie, n-au nicio nădejde, nici aici pe pământ și nici după ce va trece acest pământ. Și aș vrea în această dimineață să ne rugăm pentru aceasta, aș vrea să ne rugăm pentru copiii fraților, care poate unii au încheiat legământ și nu mai sunt. Unii care n-au încheiat legământ, au crescut aici, au fost aduși la binecuvântare, dar astăzi nu sunt aici și aș vrea ca să simțim cu ei. Dragi frați și sori, mă uitam în Cuvântul lui Dumnezeu și mă uitam în 2 Corinteni, capitolul 11. Acolo unde Apostolul Pavel vorbește și descrie despre necazurile Apostolului și spune el prin ce încercări și probleme au trecut. Spunea, de multe ori am fost bătut, lovit, în primejdii pe mare, pe uscat, oamenii au urmărit să-l atace, dar spunea el, haideți să citim de la versetul 26, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustii, în primejdii pe mari, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveguri adesea în foamete și sete, în posturi adesea în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și uitați versetul 28. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu cad? Uitați ce grijă avea Apostolul Pavel. Apostolul Pavel avea grijă pentru cei care cădeau, pentru cei care nu mai veneau la biserică, pentru bisericile care erau în scădere. Oare în vremea aceasta avem noi astfel de grijuri? Ce grijuri avem noi în această dimineață? Oamenii, analiștii politici privesc în vremea aceasta și zic ca să-și revine lumea aceasta din lucrul acesta, din boala aceasta, din COVID, trebuie 10, 15, unii zic 20 de ani, ca să se achite datoriile între 50 și 100 de ani. Au oamenii grijurile acestea. Dar am întâlnit în vremea aceasta oameni, frați credincioși, care sunt îngrijorați și vorbeam cu cineva la telefon și zicea, nu mai vine să fac nimica, vine sfârșitul, vine vaccinul, vine chipul, se scoate cash-ul, noi ca și credincioși suntem strânturați, avem grijuri, unii frați au grijuri. Dar Apostolul Pavel spunea, grija mea este pentru cel ce cade, pentru cel ce este doborât. Avem noi această grijă? Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață și aș vrea ca să ne plecăm pe genunchi și să-i spunem, Doamne, îndură-te de cei care n-au mântuire. Îndură-te de cei care sunt pierduți pentru veșnicie dacă nu se întorc la Tine. Aș vrea ca Dumnezeu să pună această dragoste în inima noastră, dragoste care în Apostolul Pavel spunea, mă îngrijorez de lucrul acesta și recitez versetul 28. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Haideți să citim și Iuda, versetul 22 și 23 și apoi ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa amăjită de carne. Spunea, smulgându-i pe alții din foc. Cred că fiecare am intrat în contact cu focul, cel puțin odată, și am fost arși. E un sacrificiu să faci lucrul acesta. Nu e ușor. Și Iov ne descria în Iov capitolul 1 și Apostolul Pavel cum luptă el în post, în rugăciune. E o luptă, e ceva care nu e ușor. Nu e ușor să bagi mâna, să smulgi ceva așa cu rapiditate. E o luptă puternică și noi suntem chemați la lucrul acesta, fraților. Aș vrea ca să ne plecăm pe genunchi în această dimineață și este important să ne rugăm și pentru bolnavi și pentru toate cauzele, dar haideți să ne rugăm într-un mod deosebit pentru cei care n-au mântuire. Ei sunt pierduți pentru veșnicie și vor arde în foc dacă noi azi nu stăm înaintea lui Dumnezeu să-i scoatem din foc. Haideți, dragi frați și surori, să-L chemăm pe Dumnezeu. Noi ne rugăm, Cel care îi scoate din foc este Dumnezeu, dar noi trebuie să ne rugăm să facem partea noastră. Doamne, îndură-te de ei, haide să ne plecăm pe genunchi, să-L chemăm pe Dumnezeu să lucreze.
Ocupăm locurile și lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare. Domnul Iisus poate schimba.
Dacă crezi că-i prea târziu și tot nu e în zadar, Domnul Iisus poate schimba cenușa ta în jar. Domnul Iisus poate schimba cenușa ta în jar. Binecuvântat să fie Domnul! Aș dori ca să citesc sau să recitesc, am mai citit din textul acesta, dar totuși în Biblie. La Isaia 53, versetul 3 spune: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferință, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. E vorba de Domnul Iisus Hristos, ajuns într-o postură fizică, fizionomică, așa că probabil nici nu puteai să te uiți la el. Era lovit, era bătut și totuși pe umerii lui scria Fiul lui Dumnezeu. Și să fii de la Fiul lui Dumnezeu din cer, să vii pe pământ, să-ți facă oamenii așa o primire urâtă, să te schinjuiască în sensul acesta, înseamnă că Domnul Iisus Hristos a făcut o lucrare probabil care noi n-am putea să o facem. Și El zice la versetul 4, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Auziți? De ce era arăta El așa? Pentru că El a luat durerile noastre, pedeapsa noastră. Noi, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, slăviți să fie Domn. Domnul Iisus Hristos a văzut în timp că o să fie și bolnav, o să fie oameni necăjiți și o să fie oameni care au nevoie ca Dumnezeu să intervină, să-i vindece, Dumnezeu să-i ridice. Și Domnul Iisus Hristos zice în Biblia, chiar dacă arăta așa cum arăta, bătut, schinjuit, că-ți întorceai privirile, nu puteai să te uiți, El în chipul ăla slab cum arăta atunci, a hotărât să ia și păcatele, și durerile, și rănile noastre să fie vindecate, tămăduite, rănile Lui. Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta să ia boala fiecare. Avem o listă foarte mare de bolnavi. Domnul Iisus Hristos să dea vindecare. Bineînțeles, ne vom ruga cel mai greu caz. Avem sora mea Fițui care are cancer. Mie nu-mi place cancer. Eu consider cea mai periculoasă boală în secolul. De aceea dorim ca în primul rând Domnul Iisus Hristos să ating de sora mea, să o vindece de cancer. Domnul Iisus Hristos să vindece sora Regina Pomluț, are o bătrânețe oarecare și foarte greu la bătrânețe se suferi cum suferea, Dumnezeu să o aline, să o binecuvinteze, să o vindece. Este fratele Achim, este sora Maria Cristia, este fratele Ghiță Cristia, sunt frați și surori bătrâni în vârstă, tineri. Dumnezeu în ziua de astăzi să se atingă de ei. Domnul Iisus Hristos, când era cel mai... a plecat jos, că nu puteai să te uiți la El, El atunci a luat și a dus păcatele, El atunci a luat rănile, bolile, suferințele, durerile. Dar acum când e Fiul lui Dumnezeu, are toată puterea în cer și pe pământ, crezi că nu poate să vindece? Aleluia! Poate, slăvit să fie Domnul! De aceea avem și mai mare îndrăzneală. Dacă El atunci, că ți-l dă, ce ai privile de la El, cine a crezut atunci că poate să vindece pe cineva? Zice, alții credeau că e pedepsit, că așa cred oamenii, că ești pedepsit. Loc să creadă că El a luat păcate, le-a luat suferințe, dureri, credeau că e pedepsit, l-a lovit Dumnezeu, dar El nu. El s-a smerit și a luat. Slăvit să fie Domnul! Și să fac mai mult ca să ne angrenăm și noi în aceasta, cuvântul Domnului zice la Matei, capitolul 11, versetul 29, luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este ușor. Slăvit să fie Domnul! Fiul lui Dumnezeu a tras în jug. Și să tragi în juc trebuie să ai după tine ceva, noi zicem, carul Domnului de biruință. Domnul să ne poarte în carul Lui de biruință, da. Domnul Iisus Hristos s-a pus în carul Lui acolo păcatele, bolile, suferiri, durerile și le-a tras.
Noi ce trage? A tras o sarcină după el. La Galateni 6:2 zice că purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini legea lui Dumnezeu. Ce porți tu sau eu port la altul? Hristos a purtat și pentru mine și pentru tine. Eu, dacă merg pe umele Iisus și trag în jugul lui, eu ce port? Porți durerile, porți suferințele din casa fraților ăștia care zbolnau, care amintiți sau care nu i-a mintit, te doare sau te interesează în cursul săptămânii, mai știi că trebuie să te rogi măcar de 2-3 ori pe zi și pentru bolnavi care sunt în biserică sau când vii la adunare și aia nu-ți convine că prea des se roagă, Dumnezeu să ne împlice, să tragem în jug, slăvit să fie Domnul. La 1 Corinteni, mi se pare capitolul 12, dacă nu versetul 26, zice că dacă sufere un mădular, ce fac aia alte? Suferă toate. Care suferă de aici, că e bine, bolnavă sau sora Reghila, văzutul la doctor neputincios, sau alți frați care este putincios aici? Suferi careva de aici sau eu suferim? Sau venim și pace, să ne frați și Domnul scrie și vine răpirea și o să fie și pentru noi uimire. O să ne zic alții, a fost răpire, frate, dar când? A fost la trecut, Xavier. Dumnezeu să le trezească, să putem să simțim unii ca alții, să călcăm pe urmele lui Iisus. Apostolul Pavel zice, eu calc pe urmele Domnului, călcați pe urmele mele. Hai să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure în dimineața aceasta pentru cei care suferă în trup și pentru cei care suferă în duh, Dumnezeu să dea o vindecare. Domnul Iisus Hristos este la cărma întregului univers în ziua de astăzi, are toată puterea în cer și pe pământ, poruncește, coboară, omoară în vie, face ce vrea, așa credem că poate să vindece, slăvit să fie Domnul. Amin.
stăm jos și cântăm o cântare. Aș vrea să mai facem o rugăciune și în această rugăciune aș vrea să cuprindem mai multe lucruri. Aș vrea să ne rugăm pentru familiile care ne rugăm de obicei în această săptămână. Ne rugăm pentru familia Crișan, Gabriel și sora Lucreția, pentru familia Crișan, Darius și sora Melania și pentru familia Costi, Nelu și Lidia. Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii cu tot ceea ce ele au nevoie. Dumnezeu știe fiecare dorință,
fiecare cauză și să simtă în această săptămână într-un mod deosebit că Dumnezeu este cu ei. Aș vrea tot în această rugăciune să ne rugăm pentru biserica din acest loc, biserica din care facem parte, ca Dumnezeu să binecuvinteze această biserică cu unitate, cu dragoste, cu iubire, cu acceptare, să lase Dumnezeu Duhul Lui între noi. Și aș vrea să ne rugăm și pentru slujitori, pentru slujitorii acestei biserici, pentru frații păstori, pentru frații diaconi, pentru cor, pentru orchestră, pentru fanfară. Toate aceste lucrări pe care le-am adus înaintea dumneavoastră, familii, biserica și frații slujitori, dacă le-am cuprinde în ceva, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i umple pe toți de Duhul Sfânt. Atunci când este Duhul Sfânt într-o familie, este pace și unitate. Atunci când în biserică există Duhul Sfânt și puterea și prezența Duhului Sfânt se manifestă, este dragoste, iubire, acceptare. Atunci când puterea Duhului Sfânt este peste frații slujitori, Dumnezeu lucrează și poate aduce vindecare, cuvânt proaspăt, hrană. De aceea aș vrea în această rugăciune să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Să umple de Duhul Sfânt familie, să umple de Duhul Sfânt frații slujitori, să umple de Duhul Sfânt biserica. În vremea aceasta, mai mult ca oricând, ca să poți să stai în picioare, așa cum a spus, și familia, și slujitor, și oricine, ca să poți să stai în picioare, ai nevoie de prezența și de puterea Duhului Sfânt în viața ta. De aceea, dacă ai Duhul Sfânt, cere lui Dumnezeu în această dimineață, Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Dacă n-ai Duhul Sfânt, cere, Doamne, botează-mă în Duhul Sfânt. Aș vrea ca Dumnezeu să ne umple de puterea Duhului Sfânt. Știți, inclusiv chiar și corul și orchestra, atunci când David cântau, slujitorii când cântau, spune că duhurile cerului fugeau de la Saul. De aceea aș vrea în această dimineață să cuprindem poate toate lucrurile acestea în acest lucru, în prezența Duhului Sfânt, să o cerem peste noi toți, peste familii, peste biserică, peste slujitori. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Să binecuvinteze Dumnezeu slujitorii, prorocii, văzătorii. Să fim călăuziți de prezența și de puterea Duhului Sfânt. Am mai spus poate și altă dată când eram mic în biserică, mă plictiseam, nu înțelegeam, mă plictiseam la rugăciune. Era rugăciune și începea slujitorii care aveau darul și era o descoperire și ne rugam câteva cuvinte și era o altă prorocie și ne mai rugam puțin și era... Continua așa un sfert de oră, 20 minute și mă dureau genunchi, eram copil și nu înțelegeam. Dar nu se mai gata odată. Astăzi de multe ori privesc și poate aud o prorocie undeva la 2-3 luni. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne umple de Duhul Sfânt pe toți. De la cel mai mic până la cel mai mare să lase Dumnezeu prezența și puterea Duhului Sfânt, pentru că mai mult ca orice, în vremea aceasta, ca să stăm în picioare, fie familii, fie slujitori, fie biserică, avem nevoie de prezența Duhului Sfânt. Am vrut să și citesc din Sfânta Scriptură, dar timpul este înaintat. Din Luca și din Matei, cereți și vi se va da, căutați și vi deschide, bateți și vi se va deschide. Cereți Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va da peste noi. Haideți să facem lucrul acesta. Și la sfârșitul rugăciunii să și mulțumim Domnului pentru timpul acesta, pentru că El a fost cu noi și este și în continuare. Numele Lui să fie slăvit. Amin.
Ocupăm locurile, lăudăm pe Dumnezeu cu cântare. Timpul de rugăciune a luat sfârșit. Va continua în continuare programul de evangelizare. Oh,
Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul Său și va avea milă de robii Săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcute de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud, dar n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac toți ce se-i cred în El. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim, lăudați pe Domnul. Amin. Dragii mei, vă spun, bine ați venit la închinare și în dimineața aceasta. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent aici și timpul acesta de închinare să lucreze la desăvârșirea noastră ca sfinți în Hristos Domnul nostru. Am fost creați de Dumnezeul acesta mare, care are ochi și vede, care are urechi și ascultă strigătul nostru. Am fost creați să ne închinăm lui Dumnezeu. El a făcut cerurile și pământul și universul întreg și ne-a pus pe noi, în mijlocul creației, să comunicăm cu Dumnezeu. Și parte din acest proces de comunicare este închinarea în casa Domnului. Lauda, rugăciunea, ascultarea cuvântului Dumnezeu. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Lui se cuvine toată gloria, cinstea și onoarea, iar nouă supunerea și ascultarea și umilința. De aceea doresc ca Duhul lui Dumnezeu să fie aici peste noi, peste fiecare. Suntem aici să proclamăm îndurarea lui Dumnezeu peste noi toți, peste fiecare. Suntem aici să proclamăm Duh de viață peste noi și familiile noastre. Suntem aici să proclamăm bucurie și optimism prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos de pe Calvar. Dumnezeu să ne binecuvinteze și toate aceste lucruri să fie o realitate în viața noastră. Haideți să ne rugăm cu toți împreună să se cerem. Doamne, vrem prezența Ta aici. Vrem să ne vorbești și în dimineața aceasta noi să ascultăm și să luăm aminte. Pentru că pe drumul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu avem nevoie de călăuzirea Duhului Tău. Ne rugăm cu toți împreună și cerem aceste lucruri. Amin. Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, vom citi
de la versetul 1 la versetul 3 inclusiv. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la 1 la 3. Să ascultăm cu bucurie cuvântul Domnului. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Amin. Ocupați locurile, dragii mei. Din nou vă binecuvântez în casa Domnului și mă bucur să fiu la închinare cu voi, cu fiecare. Înainte de a intra în acest program de laudă, închinare, de ascultare a cuvântului Domnului, aș vrea să vă provoc un verset din Psalmul 118, versetul 21. Spune așa acolo cuvântul Domnului: te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Îmi place această asociere între a fi ascultat de Dumnezeu și a fi mântuit de El. În relația noastră cu Dumnezeu, cerem mult lui Dumnezeu și suntem îndemnați să batem că se va deschide. Suntem îndemnați să cerem, să aducem înaintea lui Dumnezeu cererile noastre. Dar de atâtea ori însă cererile noastre care le primim de la Dumnezeu nu sunt înțelese în complexitatea lor. Primim de la Dumnezeu și spune: Doamne, n-am primit încă ce am cerut. Dacă ai primit, spui: Doamne, n-am primit tot ceea ce am cerut. Și totdeauna există această discrepanță în ceea ce cer lui Dumnezeu și ceea ce primești. Dragii mei, noi suntem ființe spirituale veșnice care experimentăm aici pe pământ o existență temporară. Încă o dată spun, sufletul nostru, noi suntem ființe spirituale veșnice care experimentăm aici pe pământ o existență temporară. Și Dumnezeu are în vedere, în primul rând, veșnicia sufletului tău și al meu. De aceea omului Dumnezeu spune: m-ai ascultat, am strigat către tine, m-ai ascultat, dar m-ai și mântuit. În strigarea mea către tine, m-ai ascultat rugăciunea, dar m-ai și mântuit. Pentru că totdeauna în relația noastră cu Dumnezeu primim de la Dumnezeu, cu siguranță că El răspunde, aude și vede și se implică în viața noastră. Primim de la Dumnezeu, însă de multe ori nu înțelegem complexitatea a intervenției lui Dumnezeu în viața noastră prin răspunsul care îl dă. Pentru că orice răspuns care primim de la Dumnezeu are acest atașament, un tag complementar la cererea și răspunsul lui Dumnezeu care este dat nouă fiecare. Totdeauna este ceva, o aplicație complementară la ceea ce ceri, care vizează ființa ta eternă, care vizează sufletul tău veșnic. Totdeauna primești ceva de la Dumnezeu și poate spui: n-am primit încă ceea ce am cerut și cum am cerut. Dar cu siguranță trebuie să vezi, dragul meu, acea aplicație complementară la cererea ta, pentru că aia este importantă în ochii lui Dumnezeu, pentru că are în vedere veșnicia sufletului tău. Tot ceea ce avem aici, tot ceea ce experimentăm în această existență temporară pe pământ, se pierde, este perisabilă, dispare, se disipează. Ceea ce rămâne îl interesează pe Dumnezeu și este această aplicație complementară la cererile noastre care vizează veșnicia sufletului omului. De aceea îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această provocare, să vă
analizați și să vezi, Doamne, am cerut, dar încă n-am văzut această aplicație complementară la cererea care ți-am făcut. Deschide ochii și fă-mă să înțeleg că și tu ai în primul rând, tu ai în primul rând în vedere sufletul meu veșnic, existența mea veșnică, împărăția ta, Dumnezeule. De aceea, dragii mei, doresc ca și în dimineața aceasta, prin timpul acesta de meditație, de laudă care îl avem aici, Dumnezeu să lucreze la noi desăvârșirea. Și parte din această desăvârșire e să înțelegi voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Nu vă limitați numai a cere ceea ce are o aplicație temporară în existența noastră pământească. Totdeauna căutați să vedeți acest tag, acest attachment la cererea ta care este răspunsul lui Dumnezeu care vizează existența ta veșnică a sufletului tău, împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu gândul acesta. Haideți să începem acest timp de laudă și închinare. Vom cânta cu grupul de laudă cu toți împreună. Apoi îl rog pe fratele Cornel Pop, care a fost o perioadă plecat la Porfirii, să aducă un salut și un gând de acolo de la biserica, unde cu siguranță că s-a bucurat și a avut părtășie cu frații acolo. După salutul fratelui Cornel și corul bisericii va lăuda pe Domnul cu prima cântare. Să spun, o bună sus.
Nu mai știu de unde. E pornit. În două săptămâni am uitat cum să pornesc un microfon. Dragii mei, după două săptămâni de carantină, de-abia m-a așteptat să ies afară. De-abia m-a așteptat să ajung iar la părtășie. E una când stai închis în casă, asculți multe cântări, asculți predici minunate, dar când vin casa Domnului și ai părtășie, vezi fețele fraților, parcă ți se înaltă sufletul, inima ți se bucură. Dragii mei, mulțumesc Domnului pentru că ne-a păzit. Încolo, înspre Adelaide, am călătorit ușor. Am completat un G2 G-Pass când am sosit acolo Adelaide și după aceea l-am arătat, numai era cineva la computer și ne-au lăsat să trecem. Când am venit înapoi, a fost mai greu. Am completat un G2G Pass încă când eram la Port Pirie și n-a venit răspunsul decât după vreo 4 zile. Și am început să-mi tremure pantalonii pentru că gândeam, poate nu mă primesc înapoi, nu mai ajung acasă. Mi-a venit în sfârșit G2G Pass-ul și am ajuns în Perth. Am stat în jur de 2 ceasuri într-o cameră și am așteptat, eram în coloane înșirați, la distanță de câțiva metri unii de alții. Ne-au verificat temperatura, ne-au pus întrebări, am semnat niște hârtii. Dragii mei, nu pot să spun nimic decât că au grijă. Ne poartă de grijă. Ceea ce au făcut, n-au făcut decât să ne poartă de grijă, ca să ne aducem celor dragi sau celor azi de aici ceva. Mulți dintre frați m-au întrebat cum sunt frații, m-a întrebat și fratele Sandu, zice, cum sunt frații de acolo din Port Adelaide? Și ce i-am răspuns, am zis, câtă vreme va fi pământul? Nu se vor termina semănatul și seceratul, dragii mei. Vara și iarna. Scrie că noaptea și ziua, frigul și căldura.
Așa că cei din Adelaide, dragii mei, cât va fi pământul, lucrează pentru pâinea lor și îl caută pe Domnul. Spune cuvântul Domnului că a Domnului este pământul cu tot ceea ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. A Domnului sunt toate, dragii mei, așa că noi trebuie să-i dăm slavă. Aș vrea să vă aduc salutul celor din Port Pirie, frații din Port Pirie. Este din Romani 15 cu versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
Dumnezeu să ne ajute să fim gata atunci când va veni să-și răpească biserica în văzduh, unde ne vom întâlni cu El la răpire, să fim și noi parte și alergarea noastră să fie încununată de succes. Doamne, ajută-ne să fim parte din răpirea bisericii Tale. În continuare, doresc din nou cu grupul de laudă să cântăm cu toți împreună cântare, apoi corul va lăuda pe Domnul cu a doua cântare și apoi și fratele Gabriel Manole va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care vom asculta cuvântul Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Emil și să lase inspirație, să lase călăuzire, pentru că în vremuri ca acestea, astfel de subiecte și de tematici să fie constructive staturii noastre spirituale în Hristos Domnul. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Să revin în rugăciune.
să iei, Iisuse aleșii tăi. Mi-e atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-e atât de dor să simt prezența ta.
Astăzi este ziua, cântărește bine, vezi cum stai cu chiar poporul ce